Personalul medical din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Prahova a prezentat vineri în fața Palatului Administrativ tehnica de intervenție. În data de 28 iulie sărbăm Ziua Națională a Ambulanței din România. Astăzi celebrăm 117 ani de existență a ambulanței din România. Cum marcați acest moment? Acest moment îl marcăm printr-o ceremonie de deschidere în care se va intona imnul ambulanței și imnul României și apoi colegii noștri vor fi la dispoziția prahovenilor pentru a le arăta tehnici de resuscitare, de acordare a primului ajutor, de imobilizări și orice doresc. Mulți ploieșteni au fost interesați să ia parte la această acțiune și le-au transmis și diferite urări angajaților. Ce le urați celor care lucrează pe ambulanță? Multă și putere, răbdare și intervenții cât mai rapide. Le doresc multă sănătate, multă putere de muncă și să fie autentici, să fie cum trebuie. Fie sănătoși și în continuare să salveze vieți multiple. Voluntarii Serviciului Județean de Ambulanță Prahova au fost premiați în cadrul ceremoniei pentru munca depusă. Sunt voluntar la Serviciul de Ambulanță de 2 ani și jumătate și ca voluntar înseamnă să vii să ajuți. Să ajuți în primul rând și echipajul, să ajuți pacientul în situații critice care le pun viața în pericol. Cum e munca pe teren? Are părți bune și frumoase. În principiu nu este cel mai ușor lucru, dar este cel mai frumos. Aduce aminte de vreun caz special? Care te-a impresionat? Am luat parte la un accident rutier unde pacienta era încarcerată. Cel mai mult m-au afectat țipetele dânsei de durere. Ați reușit să o salvați? Sigur că da, au reușit colegii să o scoată de acolo din mașină, să o descarcereze și ulterior au transportat-o către urgență, către spital. Sunt voluntar din martie anul acesta. Am intrat aici la ambulanță. E o plăcere, o relaxare pentru mine. Ambulanța Prahova are aproape 400 de angajați care lucrează în 14 substații. Instituția are în dotare 78 de ambulanțe.